Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educația! Astă seară avem ca invitată pe doamna Ofelia Tulpan, directorul CGRAE Gorj, care îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bun regăsit și mulțumesc pentru invitație. Bună seara a tuturor telespectatorilor. Și să spunem că nu e deloc întâmplătoare invitația la această emisiune, pentru că instituția pe care o conduceți a fost implicată în foarte multe activități, una dintre ele chiar... Își finalizează cumva prima etapă astăzi. E vorba de evaluarea psihosomatică a copiilor care vor merge la clasa pregătitoare, cei care nu au vârsta de. nu împlinesc șase ani până la debutul septembrie. noului an școlar, da. 1 septembrie. Ce ne puteți spune despre această operațiune care va răpi, să spunem, ultimile săptămâni? Așa este. Conform metodologiei aprobate prin ordin de Minister al Educației Naționale, am planificat această etapă în perioada 26 februarie 20 martie, așa cum ați spus astăzi a fost ultima zi. Am instaurat, să zicem așa, 15, pardon, 13 centre de evaluare psiosomatică, dintre care 3 în municipiul Târgu Jiu, nouă în județ și încă unul de permanență care va fi de azi încolo la Cejera Egorș. Și care va funcționa până la începutul anului școlar. Exact, da. da. În fiecare joi. Doar joi avem uh, pentru programări pentru părinți. Bun. Uh, pe perioada scursă de timp, uh, din ce am constatat, uh, din statisticile date de consilierii și logopedii școlari implicați în evaluarea psihosomatică, până la data de 18 martie, pentru că ei dau. În ziua da, următoare, următoare, pentru anterioară, au fost evaluați 364 de copii, dintre care 352 au primit recomandare pentru clasa pregătitoare, iar 12 au primit recomandări pentru menținere în grădiniță. Dintre cei 352 de copii, au fost evaluați și 12, 15 copii. Pardon, la solicitarea Comisiei Județene de Înscriere a Învățământului Primar, care este organizată de către Inspectoratul Școlar Județean, aceștia 15 erau din alte tranșe de vârstă, conform metodologiei, adică cei care împlinesc 6 ani după 31 decembrie 2019. Adică, eh, adică în mod normal, care nu se încadrau pe metodologie, care spune clar da. cei da. care Anul se nasc care până la sfârșitul anului școlar, adică până la 1 septembrie și după până la 31 decembrie. Da. Ori, cei 15 erau după 1, de ce, după 1 ianuarie? 1, da, după da, 1 ianuarie 2020. Deci scus, 2014, practic. Da. Și a apărut între timp o decizie a Inspectoratului Școlar, de fapt o decizie a Ministerului, o circulară a Ministerului, care a permis, în baza unui articol nou introdus, ca acești copii să meargă la școală. Întrebarea cu siguranță va veni de la telespectatori. Acești copii, care au 5, vor avea 5 ani și ceva la momentul Citeva începutului. Da, da, începutul da. anului școlar vor face față cerințelor? La evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică, având și avizul medicului de familie pentru apt, numai așa putem vedea întreaga sa dezvoltare, dar dacă au avut aviz de la medic cu apt pentru școală, noi am evaluat din punct de vedere psihologic, psihopedagogii mai mult, cognitiv achizițiile lor până la vârsta aceasta. Și dacă ei au depășit toate testările, să zicem, din evaluare, înseamnă că o să parcurgă cu succes înscrierea în clasa pregătitoare și toate tot curiculum prevăzut pentru această Bine, clasă. Ar fi, ar fi și o altă întrebare dacă... Nu cumva le afectăm copilăria, aducându-i mai devreme în sistem. E adevărat că în noua legislație copiii vor intra în învățământ obligatoriu și copiii de 5 ani. Deci, pe undeva și, veniți. Da, această decizie sunt... cumva pregătește uh, această intrare mai, mai timpurie în învățământ obligatoriu. Dar, Părinții din... au fost conciliați în acest sens. și a fost prim, prim, primordial interesul educațional al copilului. S-a explicat că pot apărea dificultăți pe parcursul clasei pregătitoare, dar să nu uităm că sunt copii care se plictisesc la grădiniță și atunci n-ar fi de dorit să îi implicăm, să se dezvolte și nu să rămână pe loc. E mai bine pentru ei să se dezvolte conform titlurilor sale al lor la, la acea vârstă. Trebuie să înțelegem că acești copii, cei 15 în cazul nostru, da. am văzut că la nivel de București sunt undeva la 150. Da, nu ne putem compara da. cu populația. Uh, uh, da. da. Dar nu altceva vreau să spun, uh, acești copii poate dintre ei se vor, vor, exista și copii care vor atinge performanțe deosebite, având în vedere că sunt peste generația lor, să spunem așa, ca și achiziții până acum. Da, da, da. Deci ce corectă E, e foarte concluzia. bine, cum ați spus, da. Acum, trăgând linie după prima etapă, așa, de valoare, cum vi s-a părut această evaluare? Eu, mai ales că e puțin mai redusă. Dacă în anii trecuți aveam 500-600, acum au fost mai puțini copii care au avut nevoie de asta. Se reduce efectivul de copii, să înțelegem. Da, de remarcat că cei care sunt în tranșa de, de vârstă între 1 septembrie și 31 decembrie inclusiv, care împlinește 6 ani în acest interval, părinții pot opta să vină la evaluare copilul, dar nu... Pot neapărat să se înscrie la învăț în învățământul primar. Ei pot să opteze să se înscrie sau nu. Deci, cum spune legea educației, automat intră cei care au împlinit șase ani până la 1 septembrie. Deci, din aceea putem să gândim că poate părinții se pot răzgândi și nu își înscriu copilul chiar dacă nu are împlinit șase ani. Deci, noi dăm o recomandare. Până la urmă, e decizia părintelui și el e. e Reprezentantul legal și are. Da, și au mai fost cazuri în care, după ce a început școala, s-a văzut că copilul nu face față, adică obosește sau, în orice caz, nu este. Anul trecut, am avut decât cred, cred, două situații de acest sens de retragere. În cazul retragerii, atunci părinții fac cerere la conducerea unității de învățământ, conducerea înștiințează ce este programat părintele și copilul la o evaluare și, dacă se adeverește Că el are absențe sau are neadaptare la, la cerințele școlii, atunci putem spune că putem retrage și înscriem copilul în aceeași clasă în anul următor. Da, de deci ce insistăm cumva pe înscrierea la clasa pregătitoare? Este cumva. Cu siguranță este primul pas și depinde foarte mult de el cum va evolua copilul respectiv în învățământ. Iar dacă pleacă cu un handicap de oricare, nu handicap la figurat, Am în sensul că nu poate face față cerințelor, obosește sau, cum spuneați, poate să fie peste generația lui și el se va plictisi la și deci e clar că are nevoie de o altă provocare, da. nu luăm măsurile care trebuie, pe copilul respectiv riscăm să-l pierdem. Corect, dar oricum, într-o clasă de elevi, știm foarte bine că toți au particularități individuale și trebuie să ne adaptăm la fiecare pentru a, a, a defini progresul până la urmă, așa cât poate el să ducă pe, pe linia de traseu. Legate aceasta, sunt foarte mulți părinți, am văzut și foarte multe comentarii pe internet care spun că generațiile actuale care vin în sistem sunt tot, adică sunt din ce în ce mai mulți copii cu diverse probleme care trebuie să fie gestionate de la ADHD, care a devenit cumva o obișnuință față de cum era acum câțiva ani, până la alte lucruri care trebuie intervenuți. Nu e vorba de handicap, ci e vorba de... Niște de, cerințe da, educaționale da, speciale. speciale. Da. Și... Uh, aceste lucruri trebuie gestionate atât de consilierul din școală, de cadrul didactic de la clasă, gen învățător, educatoare învățător și până când ajunge în, în anii mai mari în care ajung să se întâlnească cu profesorii. Da, pentru... Ce se poate face din, această, din, acest punct de vedere, mai ales că sunteți instituția specializată cumva să, ne, să oferiți, să zicem așa, consiliere și școlilor, nu numai copilului și familiei respective. -un da. Cuvânt, da. Vreau să vă un, înainte de a răspunde la întrebare un lucru: că în metodologie, cu privire la acești copii care pot avea dificultăți, cerințe educaționale speciale, se pot menține până la vârsta de 8 ani în grădiniță. Dar uh, trebuie să treacă printr-o altfel de evaluare în cadrul Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională din cadrul CJRAE Gorj și trebuie să fie, sunt părintele să întocmească un dosar cu acte medicale. Și anchetă socială, traseu educațional completat de diriginte sau învățător sau educator, depinde de la caz la caz. Și pe baza evaluării se poate elibera un certificat pentru acel copil și se poate menține în grădiniță până la 8 ani. Deci sunt pentru cazurile astea speciale aceste posibilități legale. Să vă răspund la întrebarea pe care mi-ați pus-o mai înainte. Într-adevăr, în, în ziua de azi ne confruntăm cu multe probleme și e bine să începem să depistăm problemele la vârste cât mai fragede pentru a putea uh, găsi soluții mai, uh, mai bune și să ameliorăm cât se poate de repede. Uh, noi depistăm și prin logopezi, când la începutul anului școlar se fac depistările de către logopezi, tulburările, recomandăm atunci părinților dacă e nevoie să meargă la un specialist pentru a pune un diagnostic, pentru că noi nu punem diagnostice, iar consilierul școlar îndrumă părinții să facă acele, să lucreze cu copilul în, cu alte metode decât uh, cu alt fel de copil. Dacă vorbim despre un copil cu ADHD, să zicem așa, atunci se impun niște reguli niște reguli și recompense în același timp. Dacă respectă regula, se, se folosesc recompensele. Nu se merge pe pedeapsă, pentru că știm cu toții că pedeapsa întărește comportamentul negativ și nu, nu aduce un plus metodelor noastre de lucru. Ideea este corectă și probabil că se face acolo unde se poate. Dar, avem și situația în care acel consilier este la 800-1000 de copii cum se întâmplă în chiar județul Borș, chiar mai mult și sunt șanse destul de reduse să zicem, să se întâlnească cu toți, să-i cunoască pe toți acești copii care, de care răspunde. Și atunci? Riscăm Noi... ca acești copii să ne scape cumva, să nu avem adică să nu-i să nu putem să-i monitorizăm? Noi putem consilia copiii doar cu acordul părinților și asta am mai subliniată și cu alte ocazii pentru că dacă părintele nu refuză acest ajutor, sprijin din partea noastră, noi nu putem să intrăm cu forța. Adică trebuie să vină și dumnealor spre, spre cabinetele școlare de asistență psihopedagogică și chiar de terapie logopedică. În cazul copilor cu CES există sprijin prin aceste cabinete, acolo unde există, din păcate nu acoperim, acoperim toate zonele județului. La momentul ăsta avem 45 de cabinete, dintre care 35 în mediul urban și doar 10 în mediul rural. și... Cât ar fi necesar, așa? Păi ar mai fi necesar cel puțin 10, după părerea mea, pentru că solicitări de la unitățile de învățământ există. Noi am fundamentat în fiecare an școlar înființarea de noi cabinete, însă nu s-a aprobat până la momentul acesta. Probabil că în noua lege educației o să apară schimbări în acestea și ne dorim să fie pozitive. Acum mai e și o altă problemă și unde sunt pe hârtie la 800, să zicem, dacă sunt în 3, 4, 5 școli, cum avem noi școlile din mediul rural, este foarte greu, deci să ajunge o zi pe săptămână sau câteva ore, e destul de greu să poți să cunoști copiii respectivi. Da, vă dau un exemplu. La Târgu Cărbunești avem un cabinet de terapie logopedică și două de, de consiliere. În acest, aceste cabinete, care sunt interșcolare, de fapt, deservez mai multe unități cu personalitate juridică, dar în zona circumscrisă, mai ales la logopedie, sunt și unitățile din zonele de lângă Cărbunești. Avem copii care vin și de la distanțe mai mari, de la Licurici, Stoina, Bustuchin sau așa mai departe, da? Având în vedere că un consilier și un logoped are o normă redusă, de 16 ore la logopedie și 18 la consiliere. Gândiți-vă că, și dacă am vrea să-i programăm, nu există timpul suficient pentru tot felul de probleme, că nu, nu putem vorbi doar de acești copii. Pot să vină solicitări uh, în situații de criză, care iarăși sunt prioritare, adică trebuie să ne ocupăm și de uh, alte probleme emoționale, de managementul emoțiilor la de la cei mai mici până la, până la adolescenți, care știm că fiecare vârstă are problemele ei. Ne ocupăm de, de la solicitarea părinților de anumite relații cu, cu copiilor cu, sau elevii pe profesori, relația dintre aceștia. Sunt situații de violență sau furie, da? Trebuie să învățăm copiii cum să menegerieze aceste emoții negative. Și multe, multe probleme pe care noi le gestionăm cât ne permite timpul. Am înțeles. Ce soluții ar fi? Până la urmă, soluțiile vin tot din rândul dumneavoastră, deci, care să fie propuse ministerului, mai ales că, cum spuneați, vorbim de o nouă lege a educației, care ar fi, cumva, în momentul de față, în elaborare. Nu a văzut nimeni un nou da, proiect, dar... Să spunem așa, din când în când, doamna ministru ne mai dă câte o idee de ce ar putea să fie în legea respectivă. Da, noi ne-am ne exprimat tot timpul dorința să colaborăm și cu Inspectoratul Școlar și cu Ministerul Educației Naționale și tot timpul am spus care ar fi soluțiile pentru îmbunătățirea. Ca, calității actului educațional chiar dacă nu vorbim de predare pentru că până la urmă există și aici și conceptul de și concepte teoretice de stimă de sine de uh, autocunoaștere de violență, dar până și noi predăm niște concepte și învățăm și metodele de gestionare. Uh, am uh, înaintat Ministerul Educației Naționale uh, punctul nostru de vedere vis-a-vis -vis de Reducerea acestui efectiv de la 800, minimum de 800, la 600, și preșcolarii sunt efectiv la 400, și noi am sugerat un minim de 300. Și, de asemenea, pentru a fi eficient un consilier școlar, nu știu câți dintre noastre știu, un consilier școlar are și obligație de catedră. Uh, care asta înseamnă că îi ia din resursa de timp pentru cabinet și mai predă și două, între 2-4 ore pe disciplina care este în școala respectivă unde și are cabinetul titulatura. Și, având în vedere reducerea numărului de clase, de ore, la nivelul cel puțin în învățământul rural, e destul de greu de asigurat acea obligație de catedră. Deja avem probleme sub acest aspect. Metodologia de mobilitate permite atunci când în, pentru funcționarea unui cabinet nu se mai menține acel efectiv, pentru evitarea restrângerii cadrelor didactice, se permite arondarea altor unități, din uh, proximitatea cabinetului la uh, acel post. Numai că în prezent ne aflăm imposibilitatea, cel puțin la municipiul Târgu Jiu, dacă se, se scade acest efectiv, să mai putem aronda altceva. În rural, la fel, zonele sunt acoperite pe, pe proximitate. Dacă ne-am dori să, să zicem că un consilier, iau exemplu de la Padeș, Chiar, chiar este în, în situația aceasta. Nu am ce să-i mai asigur în zona aceea. Sunt la, la limita cu județul mm -hmm. vecin, da? da? Și atunci eu trebuie să-i ceva din altă zonă unde îl trimit în deplasare. Și avem consilieri care se deplasează la patru unități, în patru localități. Dau exemplu, Arcan, Lelești, Tănești și Bălta. Da? Deci, patru localități. Gândiți-vă că nu este ușor pentru un consilier să știe toate problemele în patru școli cu PG asta, și plus structurile asta care asta, sunt da, aferente. Asta subliniam și eu, e foarte greu de și e ineficientă cumva activitatea pentru că să lucrezi o zi pe săptămână în școala respectivă cu probleme gen Runcu, care e totuși e o comună mare. mare și are și liceu și școală generală, deci exact. e, e vorba și de cicluri diferite, e da, e destul da, de dificil. Da, da. Pe partea cealaltă nici nu rămânând legea cu 800, nici nu se poate face, face altfel. Apropo de arondare, chiar dacă ar fi arondarea tot în zonă, și se poate face, cu toate astea tot trebuie să mergi în, în școlile respective diferite. A, ar fi cumva ideal ca, să zicem, în, cum e zona aceasta de-ați spus-o, cu cu să, să avem un cabinet undeva la mijloc în care să vină copiii și părinții, să spunem, spre el. dar. Da, cabinetul se cheamă interșcolar și normal beneficiarii trebuie să vină spre cabinet. Ca la medic, dacă ne ducem la medic, ne ducem noi spre, nu vine medicul la noi. Dar noi, ca să optimizăm procesul, ne ducem și în școala respectivă. Consilierul școlar care este totuși, tot un profesor până la urmă Correct. și are logica să fie în școală de fiecare dată, orică, în oricare dintre să școli. Găsit deci orică, în momentul da. când îl găsim ca pe medic la un cabinet de familie sau ceva de genul ăsta e mai dificil, să spunem așa. Își da. pierde poate din atribuții, sunt, să spunem așa. Sunt unități care nici nu pot pune la dispoziție spații propice pentru această activitate. Trebuie să mai, mai spun faptul că în cabinet trebuie să aibă niște condiții, da? să fie spațios, să aibă locație uh, pentru uh, mobilierul care trebuie asigurat specific, uh, plus că trebuie conexiune Conexuni la internet, la internet da, da. Multe, multe facilități și pe de altă parte... Gândiți-vă că nu toate școlile poate și mai permit să aibă spații pentru înființare de acest cabinet. Consilierii se duc și efectuează școlile unde nu există cabinetul, că m-am zis că este interșcolar, în săl de clasă, în cancelarii, depinde unde găsesc un spațiu liber. Da, deci condițiile sunt întotdeauna cele mai favorabile, însă se așteaptă rezultate dintre cele mai bune. Da. O dată, câteodată mai apar, câteodată apar mai puțin. Întorcându-ne cu ce am început și ca să tracem concluzia la prima parte a emisiunii legată de, de această evaluare psihosomatică. Și avem cuvântul specialistului. Cum vedeți lucrurile acestea? Faptul că, iată, încet, încet, de fapt s-a întâmplat mai mult, dar renunțăm la cei șapte ani de acasă, suntem deja coborând la cinci și probabil, dacă luăm modelul occidental, coborând la patru. Este o tendință Încurajatoare, o tendință care aduce plus valoare în sistem sau nu, după cum o vedeți dumneavoastră la acest moment? Eu, da, o văd ca plus valoare și consider că acei copii care nu merg nici la grădiniță, măcar, pentru că știm prea bine că există situații în care părinții preferă să lase copilul în grija bunicilor, acolo începe prima regulă de socializare și nu putem să învățăm noi chiar acasă tot ce este în societate. Și de ce e important ca copilul să pășească în aceste instituții specializate de învățământ, să-i ofere regulile de socializare, achizițiile necesare în, în pași normali, da? Pentru a evaluați la timp, să vedem progresul, să vedem unde reparăm dacă există probleme. Da, cred că e un plus valoare și cred că țările care au recurs la acest model au și dovezi în acest sens că funcționează. Am înțeles. Uh, trecem mai departe pentru că suntem într-o perioadă în care vom avea, uh, vom avea și alte, să spunem așa, proceduri, metodologii de împlinit în învățământ. Mă gândesc că foarte curând va exista admiterea în clasa 8 -a, uh, și avem deja două mari probleme legate de clasa 8 -a. Odată este uh, admit, uh, să zicem așa, insistența pe care o face Ministerul Educației de a reabilita cumva învățământul profesional și tehnologic. De aici se încurajează învățământul de arte și meserii. No. Și pe de altă parte vine admiterea normală în liceu, în liceu, evaluarea națională și admiterea în liceu. Ce ne puteți spune pe această direcție, ce faceți ca și instituție, prin prezența dumneavoastră, pentru a ajuta ca acești elevi să-și găsească cumva să zicem exact ce Trație, trebuie să, da. ca să poată să dea randament. Permanent, în anul școlar, în fiecare an școlar, noi avem proiecte și programe de orientare în carieră. Consilierii desfășoară la clasele, special de a opta și a 12, -a, să nu uităm că și ei sunt importanți pentru traseul în carieră. În afară de orientarea în carieră, în prin uh, modalitatea de consiliere în grup, mai există și consilierea individuală. Atunci, la solicitarea elevilor de clasa opta, se poate opta pentru program de autocunoaștere uh, a aptitudinilor, a valorilor, a intereselor sale și atunci el îl poate ajuta un consilier să-și dea seama cam, cam cât se cunoaște el pe el ca să Decidă ce face în viitor. Important e ca orice elev de clasa opta să cunoască lucrurile astea despre, despre sine, adică despre valorile sale vis-a-vis -vis de ce își dorește în viitor, despre muncă, despre ce va face în viață, despre interesele lui, despre aptitudinile, ceea ce poate să facă, pentru că poate vrem să ne facem medici, dar nu avem aptitudin în acest sens. Uh, și atunci nu -o să, ne mai, o să avem probleme mai departe cu mediile de școlarizare, care vedem că la un prag la altul scad sau avem uh, dificultăți la BAC sau mai știu eu, la evaluările naționale, da? la testările. De ciclu și așa mai departe. Și cred că consilierii școlari își dau interesul pentru elevii de clasă, au de pe tot parcursul anului școlar, cum vă spuneam. Dar, în perioada aceasta, cu precădere, se, face, se va face acțiunea săptămâna meseriilor, uh, organizată prin metodologia uh, învățământului profesional și dual. Și, în acest sens, uh, Consilierii vor sprijini unitățile de învățământ pentru promovarea ofertei de școlarizare a liceelor care au uh, clase în planul de școlarizare pentru uh, orientare profesională, calificare profesională și nu neapărat numai promovare, ci uh, oportunitatea lor de a, de a intra pe piața muncii mai ușor la terminarea acestui tip de învățământ. E important acest lucru, însă avem și o altă situație apropo de cât de importantă este orientarea profesională. Avem copii buni, care, teoretic și cu termenul cu medie mare, și ar putea să facă orice, în orice domeniu, cel puțin teoretic, teoretic în media le teoretic, permite. Da. Și avem copii slabi, care, de regulă, iar așa au nevoie de consiliere pentru a-și găsi și ei un loc. E, cred că aici sunt problemele mai mari, că nu ne, nu, nu, notele nu ne orientează, mai ales că încă n-am reușit, chiar dacă se fac efortul în acest sens, ca o notă, nu știu, la Târgu Jiu să fie echivalentă cu o notă la nu știu ce localitate de la marginea județului. Oricum, știm că nota nu reflectă întotdeauna ceea ce știe elevul. Poate să fie o zi în care. Nu s-a pregătit, și asta nu înseamnă că el nu este de nota 10. Sau... Bine, asta înseamnă da. și experiența cadrului didactici să nu dea nota pentru o simplă evaluare. Cărăt. Dar, încă o dată, spun, deci orientarea aceasta este foarte importantă. Și, apropo, de școala de. Deci, această, ce urmează, săptămâna viitoare, chiar va fi această da. manifestare în toate. Unitățile tehnologice. Care au. Da. Cred că învățământul profesional încă este privit cu reticiență. De către Paris, mai ales nu neapărat de către elevi. Da, urmează o etapă după orientarea și consilierea carierei, cariere, da, pentru elevii de clasa 8A, pentru acest învățământ, și o etapă de, de informare a părinților în luna mai, din câte știu eu, până la calendarul de înscriere, propriu-zis, în clasele respective. Și, de asemenea, recunosc că acest lucru ar trebui să, să fie permanentizat, nu doar la clasa 8, -a, ci mult mai devreme, pentru că elevii ar trebui să cuștiți din clasa 5 -a unde urmează ei să se încadreze pe parcurs. Normal că. Uh, Trecerea de la primar la gimnazial o să reflecte puțin diferit ceea ce știau ei, dar asta ar însemna să facem mai des aceste acțiuni, nu doar la clasa 8, -a, ci încă din clasa 5, -a, cum vă spuneam, pentru că ei de atunci trebuie să cunoască orientarea lor în carieră, nu doar în clasa 8. În clasa 8 -a doar se definește până aici am ajuns, asta pot, asta fac, asta știu și acolo ar fi mai bine să mă duc pentru că asta până la urmă mă definește ca persoană, ca om. Vă dau un exemplu. Clase de a opta și e vorba de mai multe școli, mai mulți directori se plâng de același lucru, în care chiar elevii buni îți răspund uh, unde vrei să dai admiterea sau ceva și unde uh, vei opta și ei care spun nu știu, sta să vedem media pe care o am. Da, din păcate a, acesta este cri singurul criteriu, cred pe care l-am auzit și noi L-am auzit între ghilimele, am făcut studii în acest sens și ei pun pe primul loc media de admitere. Dar ei trebuie să conștientize că până la media de admitere mai sunt multe lucruri de aflat ce pot să facă după ce vor termina acel liceu sau acea, uh, acel învățământ profesional. Pentru că degeaba avem o diplomă în buzunar dacă nu pot să mă angajez pe piața muncii. Avem o altă situație. Uh... Elevul are, să zicem, înclinații să ve vedem acest lucru, nu știu, chiar spre vocațional, sportiv sau, Corect, alt, da. sau altceva muzic. Iar părintele îi spune: "Nu, niciun caz aici, te duci la mate info sau la ceva de ge acest gen." Da, poate fi, poate fi și asta. Cum, cum rezolvăm această prin consiliere. Prin consiliere de grup păi, cu părinții. Asta, au, nevo da, și au nevoie și părinții, nu doar ele. Da, 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 prin consiliere, corect. Așa se, se poate ajunge la un rezultat. Important e ca părinții să-și dea acordul să participe la aceste activități, împreună chiar cu copiii lor, pentru a vedea uh, percepțiile lor și uh, să le arătăm aptitudinelor Poate ca părinte nu uh, cunoaște toate aptitudinile lui doar din carnetul de note, că are o notă mai bună la matematică atunci este pe real. Deci nu asta reflectă. Interesul, interesul nostru este să descoperim cât mai devreme uh, aptitudinilor pentru a nu greși și a opta pentru un liceu care nu îi avantajează pe viitor. În cazul nostru, și în acest an avem săptămâna meserilor care se desfășoară săptămâna viitoare. Vom avea și pentru cei care merg pentru liceu un târg de ofertelor, cum au în fost metod și în alți ani? metodologia respectivă apare un calendar pentru târgurile ofertelor educaționale și, așa cum am citit noi, este organizat de inspectoratele școlare județene în luna mai, nu mai știu exact săptămâna, și, probabil, cu sprijinul Consiliului vom, vom colabora cu Inspectoratul Școlar Județean Gor și vom uh, pregăti prezentarea, ofertelor fiecarei unități de învățământ liceal. Da, deci elevii vor avea posibilitatea să vadă oferta de la fiecare liceu. Bine, acum mai nou, în ultimii ani, vin nu, liceele spre școală da, da, cu da. ofertele. Pe de altă parte, mai este și o altă liceele au început să facă marketing efectiv în în rândul, în rândul elevilor, absolvenților de gimnaziu și asta ajută cumva, adică sunt unele care, care se mișcă bine și merg copii spre, pentru că află de ofertă, sunt altele care fac eforturi mai mici și nu, nu e vorba de liceele teoretice unde să zicem așa, S cerințele sunt, sunt foarte mari, da. concurența este e mare. foarte mare. Uh -huh. da. uh, vorbind despre această posibilitate de ale de opțiune. Ce ați sfătui, să spunem așa, dacă ar fi să facem o consiliere asta seară în direct așa și asta, la ce ar trebui să se uite și elevii și părinții când aleg un liceu, pe lângă faptul că ar trebui să zicem să, să, întrebe dirigintele sau consilierul unde înclină după părerea lui ca specialist? întrebare hmm, grea. Vă referiți la uh, opțiunea pentru liceu ca Uh, renume sau ca și interes educațional al copilului? Ca educațional în special. Bun. Uh, atunci uh, îi rog pe părinți în special <laughs> și pe copiii dânșilor să opteze pentru liceul că de care este atras prima dată copilul și nu trebuie să facem în alegeri pentru că mi s-a întâmplat personal într-o consiliere, când un elev din clasa 8 a venit și a zis că vrea la liceul cu tare, nu dau nume acum. Da. Uh, și eu văzând aptitudinile sale și era și olimpic la anumite discipline, uh, i-am spus că cred că pentru uh, personalitatea lui se potrivește mai mult al tip al liceu. El nu m-a ascultat la acea vârstă, părinții i-au urmat, ce să spun, interesul, da, a fost o... idee ideea lui, ideea da. Ideea lui, pentru că mulți ele, colegi de lui de clasă au dat către liceul la care a optat el în primă fază, iar mai târziu m-am trezit și cu părinții și cu elevul respectiv că a venit, că ar vrea să se mute la liceul la care eu I-am recomandat prima dată și, într-adevăr, acum este elev la cel de-al doilea liceu și este, se simte mult mai bine acolo, pentru că trebuie să țină cont de personalitatea elevului: că sunt anumite licee care au niște cerințe da, de studii, și alte licee care permit creativitatea mai mult într-un sens sau altul, exprimarea lor în, în alte activități extracurriculare. Avem o tradiție, să spunem așa, uh, și am, chiar am cunoscut persoane de acest gen, în care de la bunicul, pe tatăl, copilul, am învățat să zicem, putem să zicem niște licee, Colegiul Național Tudor Vladimirescu, okay. sau Spiru Haret, sau Ecaterina, să spunem da. așa, că vorbim de te teoretice. Și atunci a zice că și copilul să meargă mm -hmm. în continuare, să nu rupă tradiția familiei. Este o idee corectă sau ar trebui să țină cont totuși de... De ce schimbări din, s mai produs? Din câte știm noi, liceele de-a lungul timpului își schimbă oferta educațională, adică nu rămâne aceeași de pe vremea bunicului, da? Și atunci, chiar dacă noi am fost mândri că am terminat acel liceu și eu sunt mândră că am terminat colegiul Spiru Haret, dar asta nu înseamnă că dacă voi avea copii, voi spune du-te acolo. Întâi trebuie să urmăresc eu ce, ce dorințe are el, după aceea să văd unde e el înclinat mai mult și după aceea luăm o decizie recunosc că am avut foști elevi uh, de, de primar pentru că am, am lucrat și ca învățător uh, care au, uh, acum mi-au călcat pe urme și sunt cadre didactice învățători, deci depinde de, și de modele, într-adevăr, și de influența părinților și a profesorilor dar să nu uităm că primează aptitudinile, personalitatea elevului, în primul rând. E foarte importantă precizarea. Mergem mai departe, sunt și alte subiecte și unul dintre cele mai dureroase așa și încă nelămurit, să spunem așa, suficient, este situația copiilor cu părinții plecați în străinătate în același timp și a copiilor care sunt luați de părinți în străinătate, dar poate se nasc anumite drame și sunt nenumărate cazurile în care pleacă de aici pentru câțiva ani cu părinții. Acolo nu urmează cursuri, sau în orice caz le urmează fără să aibă niște documente. Iar copiii respectivi, practic, nu pot să demonstreze nici măcar 8 place, nici în România, nici în străinătate. Da, dar... nu, nu cunosc cazuri de, de copii care sunt remigrați la terminarea unor studii și nu, nu cunosc aspectele de recunoaștere a studiilor așa, dar ă, știu că mai sunt cazuri în care copiii se întorc pe parcuri acolo, poate grădinița și în primele clase, cum e, depinde de alternativele lor educaționale și aici se dau niște diferențe da, se face tot un fel de evaluare, și inițială, ca și cunoștințe, și uh, psihopedagogică, și se optează pentru diferențele pentru a fi înscris în clasa unde se adaptează vârstei la nivelul național. Din păcate, m-am confruntat cu asemenea situații de data asta, ca manager de școală, în care copil care a făcut ultimii 8 ani, de fapt din clasa 1, a, a făcut în Spania, și care a venit între 8, a fost audient uh, statutului, uh -huh. da. ce, spunând părinții și azi, dacă o să aducă actele doveditoare, dar acestea nu existau. Nu exista. Și bineînțeles, copilul respectiv nu poate fi scris în România, Matricular bine, între timp, elev. să zicem da. că a, a plecat din nou de unde venise în străinătate, dar din Spania venea, dar faza este că se întâmplă foarte des asemenea lucruri în care copiii respectivi nu au documentele necesare pentru echivalare, deci nu vin cu documente suficiente, sau între timp părinții au părăsit orașul unde copilul a studiat o perioadă, nimeni nu le mai eliberează niște documente. Procedura la nivel de Ministerul Educației este destul de, de greoaie, de, vin echivalările și după un an, doi. S-a da. mai schimbat câte ceva ca metodologie, dar totuși e destul de greoaie și este o problemă. Uh -huh. Dar, Acum vorbim, și de asta că aici e rolul dumneavoastră foarte important ca și prin consilieri și prin ce faceți, aceea cu părinții plecați în străinătate, unul sau ambii părinți, mai ales că aici avem și o altă situație, primăriile din Gorj ar trebui să aibă o situație foarte clară a părinților plecați în străinătate. Chiar e obligația să depună o cerere la primărie. Da, da, din păcate pocate. am avut surpriza în foarte multe localități din, din județ în care la primărie să nu se știe, să nu există o asemenea situație. Culmea este că nici la nivelul Consiliului Județean sau altor instituții nu prea este foarte clar avem 50, avem 100, avem 200, tocmai din cauza că nu declară. Și copilul respectiv apare care are părinții în țară, dar părinții de între timp îs plecați. Da, și sunt în grijă bunicilor da. sau... Sau mătușii, altor nude, sau, unchi, sau cunoștințe da, de da, pe, cunoștințe, pe stradă. Da. Da. Noi, la nivelul unităților de învățământ, care beneficiază de serviciul unui cabinet școlar sau unită de asistență pedagogică, am identificat un număr de cazuri la aproximativ 2800. Dintre aceștia, în semestrul 1 la anului școlar curent, au fost conciliați un număr de aproximativ 500 de elevi. Asta datorită faptului probabil și uh, a lucrului cu, v-am spus, cu acordul părinților. El, dacă este plecat în străinătate și nu uh, consimte că elevul sau copilul său mai degrabă poate beneficia de aceste servicii, poate pierde acest sprijin din partea noastră. Sunt cazuri în care putem interveni doar în situații de criză, atunci când copilul respectiv poate avea anumite înclinații spre nu știu, delivență sau spre abandon, absenteism, da? Și atunci trebuie să intervenim pentru că acolo nu mai putem solicita un acord și e vorba de interesul primordial al copilului. Și gândiți-vă că totuși la 500 de elevi nu se face doar o consiliere individuală, se face un număr de ședințe depinde de problema pe care o identificăm la acel elev Da, avem situații de genul în care nu știm vă spuneam o dată, nu știm situația lui exactă, pe partea cealaltă dacă a lăsat dacă au plecat părinții fără să lase Una. pe cineva un tutore, un tutor, reprezentant da cu cui cerem acordul. Păi, e dificil, da. da. Deci sunt, sunt, probleme pe care le înfruntă și școlile și, bineînțeles, specialiștii pe care îi aveți în, la, la nivelul școlilor din acest punct de vedere. Probabil că soluții există la nivelul autorităților locale, adică ar trebui să se ia măsuri în acest sens. Nu, eu rămân la părerea că departamentele din primării direcții sau ce au fiecare primărie, specialistul care se ocupă cu protecția Asistenții socială sau ceva, ar, trebă, da, ar trebui să știe din satul cutare, am cinci copii care au părinții plecați, măcar unul dintre părinți, Dar, din păcate, am văzut că nu se prea știe și mai ales chiar la să zicem așa, la localitățile mai mari sau la orașe este cea mai, este și cel mai greu de identificat. În rural se mai cunoaște că în satul Cutare e plecat al lui, nu știu cine, dar în oraș e mai greu să se face da, acest mai lucru. nou am auzit și rușina unui copil de a declara care părinții plecați în străinătate, pentru că se simte stigmatizat, poate, de către ceilalți colegi. Deci până sunt niște percepții probabil eronate din partea celorlalți din comunitate și atunci poate de aceea apare acest fenomen de a nu spune că am plecat în străinătate și a nu declara. Nu se gândesc că poate copilul are nevoie de un sprijin legal, nu se gândesc că ei trimit bani de acolo, de unde sunt și se asigură necesarul pentru traiul decent al copilului său. Spuneați de aproximativ 2.900, dacă am reținut bine, de copii, dacă părinți, unul sau amândoi, da, aproximativ. Da. Uh, față de anii precedenți, avem o creștere, avem o reducere, avem o, să zicem, constantă? Cred apă... că este mai mult constantă. Da. Nu, nu avem o creștere semnificativă. Uh, ideea este că nu cred că putem face doar noi pasul ăsta și doar în colaborare cu cadrele didactice, managerii unităților de învățământ, așa cum a spus cu primăriile, adică dacă ar exista o colaborare mai strânsă și am, am, semnalat cazurile astea, probabil ar fi mai ușor de, de evidențiat și de luat măsuri în timp util. Da, avem și câteva întrebări de la telespectatori. Una dintre ele vă întreabă de ce nu sunt cabinete în, de ce nu sunt cabinete în anumite localități. Chiar așa este o întrebare. Mai exact, putea să ne spună și care localitate îl interesa pe telespectatorul nu, nu spus, nostru? Nu, nu e spus. Așa cum spuneam mai devreme și am atins acest subiect, repet, nu există cabinet în anumite localități, deoarece la înființarea unui cabinet... Da, și a unui post de profesor consilier școlar sau cum se numește titulatura în lege profesor în cetri și cabinet de asistență pedagogică, se ia în calcul o notă de fundamentare a managerului unității. În primul rând, directorul unității de învățământ trebuie să facă o notă de fundamentare clară cu problemele care le întâmpină cu elevii la școala pe care o conduce, situațiile problematice, chiar și copiii uh, cu CES, copiii cu părinți plecați în străinătate, uh, probleme diverse pe, de care ar avea nevoie de sprijin și în același timp să spună dacă în unitatea dumnealor ar putea să, să înființeze un spațiu propice pentru acest lucru uh, cu... Conexiune la internet, cum spuneam, cu mobilier. Mobilierul asigură ce gerai. Important să fie spațiul cu conexiune la internet. Tot, toate bunurile, materialele asigură ce gerai prin bugetul Consiliului Județean, care ne, ne sprijină în acest sens. Și, în afară de asta, dacă doar un director face această notă de fundamentare și în localitatea respectivă există doar o școală în care avem 600 de elevi da? nu atingem acel minim de 800, nu se poate înființa automat noi când am avut cazurile astea am uh, încercat să luăm legătura cu conducerea unității și să să, să ia legătura dumnealor cu alte unități din proximitate și să facă cumva un fel de consorțiu dacă îl putem numi așa în ghilimele și să se alieze și să spună avem nevoie și eu și dumneavoastră de cabinet, haideți că împreună facem acel minim și atunci dacă am bine trimit spre cejeraia această notă fundamentală noi uh, facem mai la rândul nostru spunem la vot în Consiliul de Administrație al CGRAE, propunem înființarea acestui cabinet și demărăm procedura de transmitere acestor propuneri la Inspectoratul Școlar Județean Gorj, care, mai departe, conform procedurii, trebuie să trimită mai departe Ministerul Educației, pentru că și sunt forul super, suprem care înființează orice post de cadru didactic într-o unitate de învățământ. Acum, e o întrebare, probabil e un salariat de al dumneavoastră ăsta. Ce, ve ce vești avem pentru salarizarea noastră? Pentru că am pierdut foarte multe drepturi în ultima perioadă, vă întreabă cineva. Ca director ce da, în ultima vreme pot să spun că există probleme cu salarizarea angajaților Pe din septembrie, din august 2018, angajații personal didactic auxiliar au pierdut un spor. De fapt, e o majorare a salariului de 15% pentru învățământul special. Iar din luna februarie, se pare că această majorare a fost eliminată și de la profesorii consilieri școlari și profesorii logopezi. Cel puțin în varianta edusal care a venit pentru luna februarie au fost blocate aceste sporuri. Noi așteptăm să ne sprijine sindicatul, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și nu aș putea să spun care ar fi... Ultima întrebare, având în vedere că ne aflăm pe, chiar pe ultima, ultimile secunde. vă întreabă cineva dacă soarta CGRA cijera este de a rămâne instituție separată sau va fi comasată cu alte instituții adiacente învățământului? Nu cred că se va întâmpla asta, pentru că cijera este o unitate specializată uh, în oferirea de servicii educaționale specifice, așa cum spuneam, și nicio unitate conexă din învățământ nu poate oferi aceste servicii și ea cred că va rămâne în continuare unitate conexă a învățământului. Și a, bineînțeles, în este în lege ca ea să existe, așa că da. nu va fi problemă din acest punct de vedere. Vom vedea însă statutul în noua lege a educației naționale așa. sau noile legi ale educației, pentru că se vorbește de trei legi. Variant. Da, de trei variante. Okay. Mulțumim pentru prezența și la această emisiune. Cu siguranță ar mai fost și alte subiecte de discutat, poate cu altă ocazie. De acord, cu mare drag. Dragi spectatori, a fost emisiunea Educație, a fost cu noi doamna Ofelia Tulpan, directorul CGRA Egorj. Mulțumim pentru atenție. La revedere! La revedere!